Salutare, dragi tău. Filmează? Hai că filmează. Și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom juca GeoGuessr. Hai să vedem ce facem noi aici. Mă rog, am făcut asta. Hai mă, dă-mă pe aici ceva challenge în afară de asta daily. Pro League World. Hai, dă-mă aici cu ceva. Play. Hai să vedem, deci 5 runde, durează până se încarcă site-ul ăsta, daily challenge-ul l-am făcut mai devreme, am zis că îmi dă altul, dar nu-mi dă. Hai să vedem, ca idee, jocul acesta, site, aplicație, constă în următoarele. Te dă într-un colț al lumii de pe Google Maps, tu trebuie să-ți dai seama unde ești. Ai aici harta, dai pe unde crezi că ești. Hai să vedem ce facem aici, jocul acesta al văzut acum vreo 2 ani la satiră românească, în caz că nu știți. Avea o serie, vasurenii au talent, lucruri de făcut pe net când te plictisești și era și jocul ăsta pe acolo. Am văzut că a postat și Paul Lungu GeoGuessr și mi-a făcut puțină ciudă că el joacă și unul și am zis hai să-l joc și eu, că cât de cât îmi place Geogra Varza. Hai să văd ce e pe aici. Nu înțeleg ce e acolo. Arhitectura de aici pare să fie din zona asta Europei, gen cu muscasele și astea. Lumea cu găinile pe afară, s-ar putea să fie prin zona asta Europei. Am făcut mai devreme daily challenge-ul, care ăla e cu limită de timp. Pardon. Ia uite și o baltă. Salcie. Pare vegetație în zona asta a lumii, ia. E și un copil care se joacă pe aici. Chiar nu-mi dau seama pe unde ar trebui să fiu aici. Aici ajung la niște sate, văd. Nici măcar nu trece mașina de la Google pe aici. Să fie în România? Pare zona asta ca de România, dar asfalt pe aici cam greu. Hai să mai plimb pe aici, poate mai găsesc ceva indicatoare, gen... M-am îndepărtat prea mult. Poate mai ajung într-un sat ceva pe aici. Deci da, e zona asta Europei, asta să fie clar. Europa de Est, mai mult ca sigur. Hai să mai plimb un pic pe aici să văd cum e treaba. La casele de aici n-au și ele de-astea cu strada cu Tărescu. Alea, mă rog, văd că n-au. Clar, nu știu, România, Bulgaria. Cred că... Mă mănânc cu ochii. Cred că... Bulgaria, totuși că... Nu-mi dădeam seama ce scria pe magazinul de la început. Hai să zicem că e în Bulgaria. Sau să fie Ucraina, nu știu, ori Ucraina, Bulgaria. Ia că eu zic că e în centrul României, ca să fiu aproape de fiecare zonă. Și unde mă dă? Era Ucraina. Destul de aproape, m-am pus în mijlocul României că vrea că ori e Bulgaria, ori... Bun, hai, next round, 5 runde, hai să vedem unde ne dă acum. Aici, cred că este un America de Sud după vegetația asta, avem și niște indicatoare care... Nu înțeleg ce scrie acolo. Da, din start. Cred că e America de Sud asta. Brazilia, Argentina, pe acolo cred că e. Hai să mă mai plimb așa un pic să văd cum e. O așa pun drum. Să fiu atent cum se circulă pe aici. Opa! Se circulă pe stânga. Să fie Australia atunci? Că și în Australia se circulă pe stânga. Deci ar putea să fie Australia. Unde se mai circulă pe stânga? Că nu știu. În India par să mai circulă pe stânga, Indonezia. Sau e pe dreapta? Stai mă. Nu, asta e pe dreapta. Sau ba, dai pe stânga, pe stânga, stai. Asta e stânga aia înainte, da, pe stânga. S-ar putea să fie Australia aici, sincer. Nu știu dacă și în America de Sud se conduce pe stânga, dar nu cred. Dacă văd niște engleză pe aici, e Australia. Nu-mi dau seama ce scrie.
Nu știu dacă și prin America de Sud se conduce pe stânga. De indicatoare rutiere nu sunt pe aici, să-mi dau seama. E, și ăștia sunt deștepți, nu-ți dau un orice colțișor al lumii, îți dau în anumite locuri unde nu prea găsești indicatoare. A, ce drum mișto e pe aici. Ia, ce e mă asta? Să fie visă de vie asta? Habar n-am ce. Hai că aici parcă dintr-o dată s-a făcut vegetație mai nordică, nu știu. Erau pomii aia cu frunze late. A, uite că mai sunt pe aici. În orice caz, Marea Britanie nu cred că e aici. Uite, și tu ce pomi aici. Asta nu e Marea Britanie niciun caz. Cred că e Australia, nu știu alte țări în care se conduce pe stânga. Ia stai că mai e un semn aici. Eee, bulangii ăștia au cenzurat. Să mă dau mai în spate. Așa. 180. Rushing. Și aici ce mai scrie? Mă, eu zic că e Australia. Hai să dăm pe Australia. Dar o să fie. Ce zonă? Cu asta nu pare. Sper să fie o zonă mai deluroasă. Hai să zice că e prin vestul Australiei. Nu, era în Indonezia. Indonezia e aici sau ce e pe partea asta? Nu, iar ceva aici. Si, am crezut că scrie Bidu, deci e Malaysia, mai în conțe de Indonezia, văd. M-am fost destul de aproape, adică v-am zis eu că ceva țară care se conduce pe stânga. Hai să văd unde mă dau acum, runda 3-a. Scorul de 3000 de puncte, nu știu care e maximul. Au și ăștia niște imagini, cred că e Africa toată ziua aici. Cică 2017 aici. Poate 1917 acum arată filmările astea. Filmări, pozele astea. Ori Africa, ori undeva pe unde se războiesc arabii, dar asta e Africa toată ziua. Stai. Chad, Libia, cred că e pe aici prin... Eu zic că e prin Sudan. Sau, uite, mai pe aici așa. E pe aici? Nu. Asta era Australia. Nici pe aproape. Eram foarte convins că e Africa de... Aici suntem și noi într-o zonă mai civilizată. Cred că e ceva America sau Canada pe aici. Vegetația, hai să văd. Pomii ăștia par a fi pom de ăștia în emisfera nordică. Niciun pom de la cu frunză lată. Uite aici prețul la combustibil. În ce țară costă atâta combustibilul că nu știu. Parts. Stai să văd cum se circulă. Se circulă pe dreapta. Asta e America, cred. Dar acum ce parte Americii? Că e imensă. Deci tu cât e. Zona asta pare a fi mai montoasă. Mai montană. Și aici e mai de câmpie. Hai să mai plimb așa un pic să văd cum mai e. E bine că n-am limită de timp pe aici. Auto, LLC. Deci da, America toată ziua. Subway. Bine, dar astea sunt peste tot, sunt și la noi. Văd că muzica mi se întrebe pe nu știu ce. Emreșa, Duty Team. Deci da, asta e America, e ușor de recunoscut. America, fame, nu știu cum. Ia, uite și un tractor. Locul ăsta seamănă un pic așa, gen cum e în GTA San Andreas, știți voi, în satele alea, până ce ajungi în San Fierro. Cam așa mi se pare că arată. Hai să zice că e undeva mai prin Texas pe aici. Hai să ne-mi pe aici, prin Texas, cum am zis. Un pic mai la nord, era fix. Deci era fix în centru, dacă jucam... mai la sigur să pun fix în centru Americii, cum am văzut că a făcut Paul Lung odată, nimeream. Hai și runda următoare să văd unde mă dă.
7000 de puncte, nu fac 10000 de puncte în niciun caz. Nici o mașină, deci nu dau seama dacă se conduce pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Strada așa marcată cu galben, deci că la noi la noi, că la noi e cu alb. Mijlocul așa. Da, ăsta e galben. Uite aici. Deci pare a fi o țară în care se face multă agricultură. Și cum să fie, uite și o mașină aia. Ce mașină e asta, e Chevrolet? Să fie tot în America de Nord? Da, nu, eu cred că e Europa aici. Asta cred că e Europa. Nu știu, deja cred că e Europa. E asta, parcă niște pomi de ăștia cu țepi, adică conifere, da, uite, brazi. Deci e emisfera nordică în orice caz, uite, flop, nu știu ce dracu e ăsta. Pom de ăla cu lemn alb de pe Minecraft. Hai să mă duc mult așa în partea aia să văd ce-o fi, deci din așa ceva poate să fie oriunde în Europa sau America sau chiar Canada. Bă, n-am fost atent cum se circulă, pe dreapta, nu? Parcă era pe dreapta mașina aia. Mă, dar niciun semn pe aici. Yeah. 1152, RT 212, abar n-am chest. Uite așa un model de casă, ia uite aici un semn. Cenzurat? Nu-i cenzurat. Bartman. Towing, Abhorsh. Nu-mi dau seama. Deci, Bartman, asta ar putea, Towing, Up, Hoist, asta nu cred că e englezește. Cred că e în Germania pe aici. De fapt, da, se circulă pe dreapta. Seamănă cu engleza limba asta, să fie Germania, poate? Ar putea să fie Germania. Bă, dar ce prost era imaginea acolo, Australia. Uite, știu că... Nu! E America! America, bine că am văzut steagul ăsta, deci tot în America auzi. De ce America, că steagul Americii acolo? De ce engleza aia ce era până la urmă, ce scrie acolo? Engleza mea de baltă, eu și cu colciu mai vorbim așa engleză. De ce America? E America, bun. Acum să mă gândesc pe unde. A zice că e oarecum mai sus așa de mijloc, pentru că părea să fie... Aici sunt mai multe conifere, deci e mai în nord așa. Și unde cred că e, unde e Far Cry ăsta nou, New Dawn și 5-ul. În Montana, cred că e. Deci nu e așa Montana zona. Montana pe unde? Asta e? Cred că asta e Montana, nu? Mai sus să fie oare? Hai mă că trebuie să mai găsești ceva pe ei să-mi dau seama pe unde. Deci în orice caz e pe jumătatea nordică a Statelor Unite, pentru că prea multe conifere pe aici, uite, brazii. Așa, uite un indicator, stai că am trecut de el, cred. Am trecut de el? N-am trecut. A, un semn că e curbă în partea aia. Iau-o în partea aia. Nu este o zonă foarte montană, ce-i drept, e mai mult deluroasă, cu multe dealuri, adică... Mă, dacă era să fie vreun animal pe șosea, puteam să-mi dau seama. Cred. Și eu voiam să-i Germania, dar până la mai America. Stai că era un indicator aici. Ce asta, mă, poștă? Da, înțeleg ce scrie acolo. Unde vă că fac grătar pe acolo. Mamă, dar lung e drumul ăsta, frate. Pe aici că mai strigi cu bicicleta. Nu tu, mașini, uite niște... Drumuri mai așa ca să mă exprim pe înțelesul meu. Uite altă mașină. Nu merge mai trebuie, se vădă degeaba că nu pot să-mi dau seama după ele. Deci da. O zonă mai nordică față de aici. Cred că e pe aici, în Dakota de Sud. Ăsta e Montana, știu ce, Missouri. Deci da, e Montana, clar e Montana. Dar am văzut că nu e așa Montana zona. Stai că nu dau seama, deci ăștia așa sunt munți. Cred că e undeva
spre Canada. Eu zice că e undeva pe aici. Make a guess. În celălalt colț al Americii era. Da, era la graniță cu Canada, dar fix în cealaltă parte. Deci, cu care am fost aproape astea, deci ăsta aici, că am zis că în Texas, era în mijlocul Statelor Unite, și asta aici, am zis că în România, dar era în Ucraina. Deci ăsta a fost cel mai aproape, cred, sau ăsta? În fine, deci da, cam ăsta ar fi episodul de GeoGuessr. Dacă mai știți site-uri de genul acesta interactive unde îți mai folosești creierul, să-mi lăsați un comentariu. Bă, da, aici mi-am luat eu cea mai mare țeapă, am greșit eu cel mai mult. Jumătate de planetă am ocolit aici aproape. Am zis că e undeva prin Africa ce imagine era, dar era coasta Australiei. Bineînțeles că țara asta nu e foarte populată, ce-i drept. Dar totuși, așa imagine se fac ea de la Google, cred că i-au trecut atunci când s-a înființat Google în 2004 sau când s-a înființat și de atunci n-am mai călcat pe acolo. Nu, mai bătrâne Google. 2099-98 când a apărut Google. În fine, deci da, ăsta e episodul de GeoGuessr. Dacă mai aveți idei de alte site-uri, joculețe, înțelegeți voi chestii de genul acesta, vă aștept să-mi lăsați un comentariu. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les!